Am scos toate 4 ATV-urile afară și vreau să vi le arăt încă o dată înainte să le duc în România. Așa că începem cu primul. Pentru cei care nu știu, ăsta e un Jingling Jula 21B de 250 cm cub. Viteze 4+1. Are toate actele de matriculare. Și bineînțeles, cei care mi-au văzut vlogurile știu cum a arătat și ce am mai făcut pe el. Merge foarte bine ATV-ul. Ăsta m-am gândit să-l dau în România cu vreo 1800 de euro. Dacă chiar vă interesează, în aprilie le duc în România. Hai să trecem la doilea. Ăsta e modelul Lida 203, tot motor de 250 cm cubi, tot 4+1 viteze și ăsta are toate actele de matriculare, merge perfect. Asta ce am făcut, am segmentat motorul pentru că de unde când l-am cumpărat a fost scăpat ceva motor și atunci am băgat set motor nou. Prețul acestui ATV m-am gândit să-l dau la cam 1200 de euro. Hai să trecem la următorul. Ăsta e unul dintre preferatul meu și al lui fiul meu. Ăsta încă ne-am gândit să nu-l vindem, dar dacă o să găsim client, o să-l dăm. Este un Bașan de 200, merge foarte bine ATV-ul, după cum am zis, unul dintre preferatele mele și al lui fiul meu. De-abia aștept să mergem în România să facem niște teste cu toate 4 ATV-urile. Singura problemă ce e la ATV-ul ăsta, nu am acte la el. Așa l-am cumpărat fără acte. Dar după cum vedeți, cum a rotat și cum arată acum, e bestial. Și asta e tot viteze 4+1, după cum am zis, motor de 200 cm cubi. Merge foarte bine. Cei călăgioși sunt așa cu motocicletele. Iar ultimul, nu l-am făcut pentru off-road, dar am zis că lăsăm așa. Oricum, m-a costat destul de mult ATV-ul ăsta și dacă mai luam și cauciucuri cu 200 de euro și mai băgam bani, poate nici banii nu mi scoteam pe el. Asta e tot un Jingling Jula de 21B. Merge foarte bine ATV-ul și ăsta e 4+1 viteze, motor de 250. L-am ridicat, l-am revopsit. Bineînțeles, nu total, numai cei cu roșu. Iar toate ATV-urile le-am pus sticker de pe el. Ăsta are acte de matriculare, dar are numai brief-ul mic. Dar de la ce l-am luat, am zis că se poate matricula. Prețul acestui ATV este de tot de 1800 de euro. Bineînțeles, îl duc în aprilie în România și dacă
copii, când ar lua să-l vindem, o să le dăm. Dacă nu, facem colecții ale lui. Așa că, mă, eu zic că sunt chiar frumoase, da? Pentru cei care sunt pasionați de ATV-uri și ăsta, știu care e senzația când ai așa ceva. Bineînțeles, acasă mă așteaptă Polaris-ul de 700 și CF-ul pe care o să le revenim în curând. Cam atât din ultimul vlog. Azi că, după cum am promis în ultimul vlog, că am să mai fac un vlog cu toate patru ATV-urile. Astea sunt ATV-urile, ăsta sunt eu. Nu vă uitați să vă abonați dacă vă place ce fac. Vă aștept și pe Instagram, bineînțeles. Să-mi dați un like și până la următorul clip, vă doresc numai bine. Ciao, ciao.